Ei hey, bine, v-am regăsit, dragilor! Astăzi alături de noi este psihologul și psihoterapeutul Camelia Ruxandar și vom vorbi despre Gabor Mate și mitul normalității, trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică, o carte apărută la editura Herald în colecția Psihoterapia. Fără să exagerăm, putem să spunem că este o carte fenomen, este cartea momentului, cu foarte, foarte multe teme și subiecte de dezbătut din această carte, pe care, iată, le abordează Gabor Mate. Vom discuta astăzi cu Camelia despre. Atașament și despre autenticitate, despre relația părinte copil, pentru că Camelia are expertiză pe zona aceasta și să încercăm cumva să creionăm să vedem exact, pentru că într-un capitol al cărții Mitul Normalității, Gabor Mate vorbește despre această relație între vulnerabilitate, atașament și autenticitate. Ce facem noi să ne păstrăm uh, autenticitatea și atașamentul într-o relație, într-o legătură, să spunem, echilibrată? Pentru că e posibil ca, păstrându-ne uh, autenticitatea uh, și să ne dorim să fim așa cum suntem noi, cum ne dorim noi, să, să fim în poziția de a pierde, să spunem, uh, atașamentul părinților, pentru că, de fapt, uh, atașamentul în primele luni. În primele zile, săptămâni, luni, ani de viață, este de fapt cel mai important. Este cel care cumva ne, ne, ne menține în, în viață. Chiar și Gabor Mate spunea un, la un moment dat, menționând niște studii că copilul poate să trăiască o perioadă de timp, să spunem, fără hrană, sau în orice caz, ne punând accentul foarte mult pe hrana fizică. Dar fără dragoste, fără empatie, fără afecțiune, fără atașament, este mai, mai greu. Camelia! Îți mulțumesc, în primul rând, pentru invitație. Cartea apăr apărută la editura Herald a venit să confirme practica mea, de altfel, și ceea ce întâlnesc în practica mea, și mai mult de atât. Mi-a domolit sindromul impostorului pentru ceea ce fac eu special cu copiii cu autism. M-a ajutat foarte mult să văd o părere avizată, bazată pe studii, despre ceea ce făceam deja în cabinet. Dacă vorbim aici, aș vrea să încep despre. Am vorbit puțin despre copii. Nu știu dacă cei care ne urmăresc știu, eu, am, eu, lucrez destul de mult cu copiii cu nevoi speciale, în principal cu autism. Dar un element foarte important, eu nu lucrez cu copiii unul la unul decât foarte puțin. Și chiar și în cursurile pe care le susțin, primul avizat este părintele. Exact cum spunea și Gabor Mat, în cartea sa, Părintele este la baza dezvoltării copilului. Din păcate, în societatea modernă, o să-i spun așa, copiii sunt împins să crească foarte repede, mult prea repede. Întâlnesc părinți în cabinet cu copii tipici sau atipici, care vin și își investesc copiii de 5-6 ani cu capacități decizionale specifice unui adult. Și pot să zic că mă, mă revolt când văd acest lucru. De asemenea, rezistențele la părinți apar în momentul în care ei spun am făcut cursuri de parenting și vin cu rețete instant despre cum să eviți sau să potolești tantrumul unui copil. Și am senzația aceea că copilul nu mai există. Am momente în care, în ședințele de consiliere parentală sau în ședințele terapie, îi întreb pe părinți: Nu vă supărați, dar copilul dumneavoastră unde mai este? Că ați venit pentru el, dar el nu-i nicăieri. Deci, emoțional, copilul nu mai există. El devine un obiect, un proiect care se supune legilor de parenting, citite, nu știu, cursuri. Se supun uh, copilul, obiectul acesta, că știu, e, e frapant, dar credeți-mă, crede e foarte frustrant pentru mine în terapie, când văd că uită de copil. Și uh, copilul devine un proiect al societății după regulile, noile reguli, că aceste reguli sunt într-o dinamică, adică ce era acum 10 ani ca și regulă nu mai este acum palabil, uh, El este crescut. După principiile acelea, ca și cum ar fi un proiect, ca și cum ar trebui să intre într-un pattern, într-o formă. Și când copilul nu intră în formă, este adus în terapie că e ceva în neregulă cu copilul. Sau, la vârsta a preadolescenței sau adolescenței, copilul ajunge să aibă adicții, să nu mai vrea să comunice cu familia de origine. Să aibă tentative de suicid, pentru că se vorbește despre suicid da? foarte mult în rândul adolescenților. Problema din spate este um, un simptom al societății. Toate tulburările din zona adolescenței țin de atașament comparativ cu autenticitate. Presiunea pe care părintele o pune pe copil pentru a copilul să se integreze într-o așteptare a societății. Să fie într-un anumit fel. Și de foarte multe ori părinții nu-și cunosc copiii autentic, într-un mod autentic. Nu-și văd copiii. Vorbeam la în, în un moment dat despre impotență parentală. Sunt niște elemente, sunt niște uh, procente semnificative... Pe care le întâlnim în rândul părinților de impotență parentală. Și anume, detașarea de intuiție și detașarea de emoțională de propriul copil. Asta se numește impotență parentală. În momentul în care eu nu mai simt copilul, eu nu cunosc copilul și aplic asupra lui niște reguli scrise de alții. De și fapt este, nu... un cer, este un fel de cerc vicios. Apropo de normal, anormal. Uh, și de capitolul uh, din cartea lui Gabor Mate legat de relația părinte-copil, asupra care insistă destul de mult și a vorbit în, și în conferința uh, de la București, faptul că societatea vine cu aceste uh, reguli, cu aceste, uh, nu știu cum să le spun, uh, uh, norme, cutume sociale pe care, la care cumva uh, părintele se raliază, da? Băi, așa e normal, așa se face, așa trebuie, așa e de când lumea și alte lucruri, și apoi transferă acest lucru asupra copilului, pentru că, vezi, Doamne, așa vine din partea societății. Întrebarea este: de ce e societatea mai importantă decât propriul copil? Ce s-a scindat acolo în relația asta? Totuși, relația părinte-copil este cea mai puternică. Ea se bazează pe oxitocină în momentul nașterii, din primul an de viață. Da? Ce s-a întâmplat acolo? De fapt, părintele este el însuși un, un copil rănit. De aceea, exact. el nu poate face față a fi autentic, pentru că lui nu i s-a permis să fie. Autentic. Autentic înseamnă să-mi duc emoțiile și nu e nimic în regulă cu asta. Întâlnesc în cabinet, îmi vin cu copii, că copilul are tantru. Ok, ce se întâmplă acolo? Îi respecti limitele personale? Ești atașat de el? Îi ofer confort emoțional? Are toate nevoile bazale satisfăcute? Și în ce perioada vârstei este? Că până la urmă sunt naturale le exersează copiii în anumite perioade ale vieții lor, exersează emoțiile. Ca să le exersez, trebuie să le înfin, da? să le practic. N-am cum să învăț să controlez emoțiile, ceea ce nici nu ar fi indicat să ne controlăm emoțiile, ci doar să le ducem într-un mod sănătos, non-destructiv. Cum pot eu să gestionez o situație de, o emoțională dacă eu nu trec prin ea? Adică, E ca și cum vrei să știi să conduci o mașină fără să te urci într-o mașină. Ne grăbim foarte mult creșterea, uităm de copii, uităm că sunt copii și să știi că în practica copiii cu nevoi speciale, în, cred că e cartea mitul normalității Cap Coad acolo. Pentru că copiii cu autism sunt un rezultat al... Societății toxice în care noi trăim, din toate punctele de vedere, toxică. Factorii nu sunt genetici, sunt epigenetici, sunt contextuali, sunt de mediu. Ei vin cu o predispoziție, însă mediu este ceea ce face ca acel copil să nu funcționeze într-un mod care să-i uh, asigure supraviețuirea pe cont propriu. Că despre asta vorbim, despre supraviețuire pe cont uh, Care este în gena noastră să da, pui să nască sănătoși, vii și la un moment dat pot fi pe picioarele lor. Societatea vine și toate, toată presiunea societății vine și perturbă dezvoltarea naturală a copiilor. După care întâlnesc acolo într-un mod foarte crud așteptările părinților de la lor. Unu, nu și văd. Doi, pentru că copiii își permit să fie altfel, sunt excluși chiar de propria familie, sunt efectiv emoțional, părintele este detașat de propriul copil. Din păcate, chiar și în context terapeutic, prin metodele care se aplică, îi văd pe terapeuți detașați de, de propriul copil. Uită de copil, uită de relația între părinte și copil, care este baza sănătății emoționale a copilului. Și în tot contextul acesta văd cât este de nesănătos, nesănătoasă societatea, raportându-se la cineva care este diferit prin natură, este diferit, funcționează diferit, are comportamente. Însă când am discuții cu părinții sau în training cu terapeuții și le zic, ok, ce face copilul? Se stimulează. Și întreb, tu nu te-ai stimulat niciodată? La, la, un examen tu n-ai făcut niciodată cu pixul așa? Tu n-ai făcut niciodată așa? Nu te-ai jucat niciodată cu părul ca să relaxezi? De ce la ei e anormal și la tine e normal? Care e diferența? De ce la tine e normal să țipi când, uh, E supărat, dar la un copil nu este normal să ții pe când este supărat. Deci încercăm să inhibăm comportamentele și emoțiile, pentru că nu le înțelegem. Problema e la noi dacă nu le înțelegem. Nu e la ei. Poate din cauza și... faptului că ne, ne poziționăm cumva ca părinți de pe poziții de forță și de autoritate. Adică și o mamă, de exemplu, și-a mai discutat despre asta, o mamă când țipă la fetiță că nu a făcut nu știu ce sau nu-i convine mamei nu știu ce și o ceartă și o țipă și o face cum îi vine la gură, poate îi dă și o palmă și așa mai departe, de fapt, acolo este vocea, vocea mamei este de fapt vocea fetiței rănite în copilărie. Și lucrul ăsta poate fi și la tăticul care țipă la băiat frustrat că nu a făcut anumite lucruri așa cum și ar fi dorit tăticul. Și țipă la el și îl lovește și așa mai departe este vocea copilului, băiatului rănit care a fost la rândul său un copilărie rănit de propriul tată. Da, și merge mai departe cu paternurile învățate, cum diferența între un părinte calm și un părinte uh, care este nervos pe aceeași cazuistică, pe același eveniment este gândul gândul referitor la mine și la situație. Și așa este un alt comportament. Un copil varsă un pahar cu apă din greșeală. Ok? Îl varsă. Un părinte poate avea o reacție explozivă, cu o emoție de furie, iar în spate este de fapt, s-ar putea să fie gândul, eu nu sunt făcut pentru asta, eu nu mai pot. De fapt, el nu este în, în, împlinit de rolul de părinte. Nu a fost pregătit, N-a fost voința lui, a fost o presiune socială ca să ai de un copil? A fost. Sau preia greșelile copiilor ca pe un soi de. Proprie... Ca ale sale. Exact, ca pe un soi de proprie neputință. El, dacă greșește, înseamnă că eu nu sunt suficient de bun pentru el ca părinte. Exact. exact. Un părinte care rămâne calm este un părinte care, interiorul lui, zice: copilul meu crește. Și atât poate acum. E doar un accident. Se putea întâmpla oricui. Iar reacția, comportamentul va fi calm. Deci singura ce ne împiedică să fim autentici sunt aceste gânduri despre sine, despre noi, nu despre Corect. celălalt. Reacția noastră nu e despre copil, în niciun caz. Mai mult de atât, se vorbește de coreglare. E un element pe care îl folosesc. De aceea lucrez foarte mult cu părinții, folosesc foarte mult în practica cu copiii. Un părinte care nu se poate autoregla va avea un copil care nu, poate, nu va putea să se autoregleze la vârsta adultă. Copiii nu se pot autoregla, copiii sunt în coreglare, adică copiii folosesc sistemul nervos al părintelui pentru ca ei înșiși să-și poată uh, doza, să-și poată gestiona, să-și poată simți emoția. Deci, un părinte care nu își poate duce propriile emoții nu va putea să uh, nu este corect să pună presiune pe copil, ca copilul Absolut. în dezvoltare să-și aibă un autoreglaj. Autoreglajul emoțional apare la vârste, înaintate și zici ce? Noi toată viața, și, pe viața de, și în timpul vieții de adult, noi ne coreglăm cu ceilalți, cu partenerii, cu colegii, cu oamenii pe care îi întâlnim. Noi suntem dependenți de coreglare, suntem ființe sociale, avem nevoie tot timpul să fim coreglați. Deci, de fapt, ce le cerem noi copiilor este incapacitatea noastră de a ne asuma rolul de părinte. Dragilor, o discuție foarte interesantă. Am vorbit astăzi alături de Camelia Ruxandar, psiholog, psihoterapeut, despre atașament versus autenticitate și relația Părinte Copil, un capitol asupra căruia Gabor Mate insistă mult în cartea Mitul Normalității, o carte publicată în portofoliul editurii Herald, Mitul Normalității, Trauma, Boala și Vindecarea într-o societate, într-o cultură toxică, carte scrisă în colaborare cu uh, fiul său, Daniel Mate. Uh, aș vrea să adaug acest lucru care mi se pare uh, un exemplu personal, mi se pare extrem de, de, de relevant și de sugestiv, faptul că, iată, Gabor Mate uh, îi dă girul, îi dă încrederea necesară fiului său, Daniel Mate, într-o frumoasă relație părinte-copil-tată-fiu de... a scrie, de a colabora cu el la realizarea acestei cărți Mitul Normalității și Daniel Mate chiar în prefața cărții, la începutul cărții, îi mulțumește tatălui său Gabor Mate pentru încrederea pe care i-a acordat-o. Mulțumim, Camelia Roxandar, dragii noștri, noi ne revedem la o nouă ediție a rubricii da. Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută la Mitul Normalității a lui Gabor Mate. La revedere, numai bine!